Mircea Snegur a susținut proclamarea suveranității, obținerea independenței Republicii Moldova, revenirea la tricolor și a contribuit la recunoașterea tânărului stat de către Occident. Proclamarea independenței Republicii Moldova a devenit un imperativ al întregii suflări naționale. A sosit timpul să facem dreptate și poporului nostru. Victorie! 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 În scurt timp de la proclamarea independenței, Moldova a fost atrasă în conflicte armate cu regiunea transnistreană. Au existat tensiuni și în zona populată preponderent de găgăuzi, iar președintele Mircea Snegur a trebuit să facă față provocărilor. Conflictul militar de la Nistru a fost stopat printr-o convenție semnată pe 21 iulie 1992 de Mircea Snegur și președintele rus de atunci, Boris Elțin. Primul președinte al țării a fost decorat cu mai multe distincții. Este doctor honoris causa al Universității Agrare din Chișinău, al Universității Libere Internaționale din Moldova și al Universității din Ankara. În 2007 a lansat volumul de memorii Labirintul Destinului, în care povestește despre viața sa și cariera politică. Mircea Snegur s-a născut în 1940 în satul Trifăneștii Noi, raionul Ploiești.